Astăzi am bucuria și onoarea să îl am alături de mine în studioul Cross One Radio pe Emanuel Bălăceanu, unul dintre dirijorii corului evanghelic și profesor la Universitatea Emanuel din Oradea. Despre ce aș putea să vorbesc cu un dirijor și cu un profesor de muzică? Despre muzică, bineînțeles, despre stiluri muzicale, despre cum folosim muzica în închinare, despre proiecte muzicale, despre gusturi muzicale. Te invit să participi la discuția noastră și sigur o să ai ceva de învățat. Ai studiat în București la conservator, da. Și de atunci ești implicat în diferite lucrări muzicale. Te-ai căsătorit cu o pianistă? Da, pe care am cunoscut-o tot în conservator. Wow! Da, deci viața ta se învârte în jurul muzicii, din tot ce mi-ai povestit, da. Poți să mai vezi muzica altfel decât ca un profesionist? Să fie nu doar profesia ta, ci, nu știu, hobby-ul tău, modul tău de a te relaxa, modul tău de a te exprima în relația cu Dumnezeu? Da, mulțumesc pentru întrebare. Da, am momentele mele de YouTube. Așa. Și de căutări de muzică și asta nu doar pentru necesitățile școlii sau așa. Deci sunt pasionat de anumite lucruri, de anumite muzici și da, nu se oprește pasiunea, slavă Domnului. Și e și alimentată poate, că sunt lucruri în care nu pot să delimitez foarte clar. E profesie sau e pasiune? Pentru că noi implicăm multă pasiune și în profesie. Dar cântați acasă așa, ad hoc? Cântăm. Fără partituri? Cântăm fără ad hoc, cântăm fără microfoane. Partituri. Am putea și mai mult, recunoaștem. Am putea și mai mult. Și faptul că sunt o bună parte din timp plecat de acasă, cred că face lucrurile un pic mai poate mai nemuzicale de multe ori. Și e nevoie și de o disciplină, am constatat, o disciplină a cântatului și o disciplină a cântării în familie. Pentru că noi am primit asta, părinții noștri ne-au insuflat asta și pur și simplu n-a fost nevoie decât să cântăm împreună și cântarea a venit. Dar mă bucur că și copiii noștri încep să prindă gustul cântării și chiar dacă mai mici fiind au fost mai timizi, acum încep să cânte cu noi mai mult și ne bucurăm tare mult de asta. Și ori de câte ori avem ocazia să avem prieteni în jurul nostru, mereu cântăm ceva. Să știi că îmi amintesc și eu de o experiență pe care am avut-o împreună ca familie și din tot ce s-a întâmplat atunci doar asta îmi amintesc, că întorcându-ne în București cu mașina am cântat tot drumul. Așa că da. Fără excelent, partituri. Excelent, da. Da, 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 da. Da. Avem așa, ne apucă uneori și da. ne bucurăm. Măi, ce are muzica și nu au cuvintele? Da, bună întrebare. Muzica în sine, fără cuvinte, este un dar divin, este un dar al creației și scoate cuvintele și o să-L vezi totuși pe Dumnezeu acolo, în ceea ce, în modul în care a creat lucrurile. Așa cum îl descoperi pe Dumnezeu în natură, așa cum îl descoperi în fenomene, așa cum îl descoperi în fizică, în medicină, așa îl descoperi și în sunet, în muzică. Pentru că observând legile care guvernează sunetul, chiar producerea unui sunet, legile care guvernează relația dintre două sunete și modul în care vibrațiile sonore se raportează unele la altele, cele care vibrează împreună, cele care vibrează diferit și astea toate ne spun că există o rânduială, există o ordine pe care Dumnezeu a lăsat-o și niște legi, sunt lucruri înscrise în natură, efectiv. Iei o coardă, începe să vibreze și primele trei armonice diferite înseamnă un acord major. Sunt lucruri pe care greu ne-am putea să le explicăm. Mulți încearcă să combată asta și spun, domnule, sistemul tonal și muzica clasică este o invenție omenească. Nu este o invenție, este o descoperire, efectiv, a legilor din natură. Deci tu spui că primii compozitori s-au inspirat din sunetele din natură.
Sunetele din natură pot fi de mai multe feluri. Noi vorbim de sunetele regulate, care au vibrații regulate, acelea ar fi sunete. În natură am putea să ne imaginăm vântul care bate constant, șuieră constant, de exemplu, și produce un anumit sunet. Și auzi acel sunet în natură, printre două stânci, de exemplu. Da? Și el produce un sunet constant, atâta timp cât bate vântul printre acele stânci. Asta e un exemplu. Un sunet constant are vibrații regulate. Ei, aceea formează sunetul și dă, practic, înălțimea sunetului. Nu peste tot în natură găsești sunet efectiv în starea asta, dar în vocea umană găsești întotdeauna, oricând, și s-a cântat de la începuturile creației. Vocea umană a putut întotdeauna să cânte pe un ton egal cu vibrații regulate. Și de atunci și instrumentele muzicale care s-au dezvoltat și toate astea care sunt. Cum se completează lucrurile astea? Vocea umană, instrumente, le vezi unele fără altele, aduc ceva în plus când sunt împreună? Sunt diferite, se produc diferit, dar există și lucruri comune. Bineînțeles că lucrul comun este vibrația sunetului, vibrația sonoră. Nu mai vorbim despre efectele asupra urechii noastre, în modul în care noi percepem aceste vibrații, aceste schimbări de temperatură, de fapt, care ajung la urechea noastră și pe care noi le percepem ca sunete, este o minune, dar vorbind strict de modul de producere a sunetelor, avem instrumentele de suflat, care înseamnă vibrația la trecerea aerului. Există instrumente cu coarde a căror vibrație este prin frecarea unei corzi sau prin atingerea unei corzi, ciupirea unei corzi. Deci modurile de acționare sunt diferite și materialele sunt diferite. Să spunem, cel mai aproape de vocea umană ar fi instrumentele de suflat, faptul că folosesc aer. Wow, nu știam lucrurile astea. Hai să mergem din zona asta mai tehnică, să zic așa, spre zona spirituală. În ce fel te ajută pe tine muzica să te exprimi în relația cu Dumnezeu? Ok. Și nu știu, tu fiind un profesionist al muzicii, probabil că ai, nu știu, un mod unic de a comunica cu Dumnezeu prin muzică. Cu siguranță, în momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, tot ce înseamnă muzică capătă valențe noi. Inclusiv ce ai descoperit în natură, despre ce vorbeam mai devreme. Dar nu doar acea muzică, există și multă, multă muzică care are cuvinte. Pe de o parte. Pe de altă parte, și muzica pur instrumentală are puterea de a stârni și de a trezi sentimente. Datorită acestor tensiuni și relaxări, datorită acestor combinații dintre vibrații și așa mai departe, avem senzația de plăcut sau avem senzația de neplăcut. Avem senzații succesive care ne ajută să ajungem într-o anumită zonă, da? Din plăcut în neplăcut și iar plăcut și așa mai departe. Deci ceva care ne conduce, ne duce spre. Acest e un transport de sentimente. Dacă sentimentele noastre sunt puse în slujba lui Dumnezeu, lucrurile astea clar că sunt o manifestare interioară a noastră care se transformă în închinare. În momentul în care trăiesc, respir, lucrez, vorbesc, tot ce faceți, să faceți pentru slava lui Dumnezeu, aceasta este închinare. Și atunci toate lucrurile astea ar trebui să fie subordonate lui Dumnezeu. Deci inclusiv muzica instrumentală, eu de multe ori o văd ca pe un dar de la Dumnezeu pentru noi, în care descoperim frumosul, descoperim sublimul, descoperim și alte lucruri, și alte tensiuni, și alte contraste care pun poate în evidență lucrurile frumoase. Dar muzica cu text, mi se pare că acolo vorbim despre cuvânt. Și când vorbim despre cuvânt, vorbim despre un repertoriu imens de lucrări creștine. Lucrări creștine prin natura textului. Deci la început a fost cuvântul, nu la început sunetul, nu? A fost cuvântul, da. Și prin cuvânt au luat ființă toate. Da. Da. Frumos. Îți amintești de anumite momente din viața ta, nu știu, convertire sau alte borne pe care le-ai în viața ta spirituală, care au fost legate de o melodie sau
de, nu știu, un repertoriu. Da, da, da. Am avut asemenea momente și unul dintre ele a fost o piesă compusă în anii 80, cred. Din păcate, artistul respectiv nu mai umblă cu Dumnezeu în ziua de astăzi, dar piesa în sine și imaginile sugerate de text și modul în care erau puse în muzică te duceau cu gândul spre mielul Domnului Iisus Hristos, care este mielul pentru jertfă. Și comemorând lucrurile legate de Paști, toate simbolurile vechi testamentale, mielul care trebuia să fie adus și pur și simplu acea imagine că mielul este de fapt cel de pe cruce, nu preocuparea pentru mielul ăla care trebuia adus ca jertfă pe altar, ci uite aici este mielul. Mi-am dat seama că pot să trec foarte ușor pe lângă mielul adevărat fără să, da, ocupându-mă cu ritualurile mele. Și ăla a fost momentul convertirii. Ăla a fost momentul care dedicării mele pentru Domnul, să spun așa, l-am primit pe Domnul de mic, undeva la 5 sau 6 ani. Aveam lucrurile foarte clare în minte legate de dorința de a urma pe Domnul și am avut asta și mulțumesc Domnului, în ciuda tuturor deșecurilor și așa mai departe. Dar Domnul m-a crescut, m-a ținut, m-a ajutat și am simțit mâna Lui toată perioada asta, dar am simțit că trebuie să îi dedic Domnului viața într-un mod declarativ special și nu doar declarativ, dar să iau hotărâre, Doamne, orice ar fi, vreau să Te urmez. Și asta a fost la 18 ani. Da. Ce frumos! Și de atunci îi ajut și pe alții să aibă momente speciale cu Dumnezeu prin muzică, prin lucrarea pe care o faci. A fost interesant că odată ce ai dragostea asta de a face muzică, Dumnezeu te cheamă să o dai și altora, adică simți nevoia să o faci și să o dai și altora și să împărtășești bucuria asta. Și într-adevăr așa am început să lucrăm în București. Când am ajuns la facultate în București, am început să lucrăm cu corul evanghelic și acolo s-au născut primele aranjamente așa, pe care chiar le-am putut cânta. Am făcut aranjamente și de unul singur, dar nu le-am cântat cu nimeni. Da, păi uite, voiam să vorbim despre proiectele muzicale în care tu ești implicat și știu că de mulți ani numele tău este legat de numele corului evanghelic. Mi-aduc aminte de perioada când locuiați în București și dădeați concerte aici și aveți tonul vostru unic, vocea voastră, ca să zic așa, unică. Și aș vrea să ne povestești puțin despre care crezi că este acest etos al corului evanghelic. Ce vă definește, ce valori vă definesc? Ok. Când lucram așa, să zic ca o introducere, când lucram cu corul la un moment dat la podul bisericii noastre, avem repetițiile, venea regulat un frate cu noi, venea și ne vizita, fratele Nelui Strate, și de la dumnealui avem o vorbă pe care ne-a spus-o și care într-un fel cred că ne-a definit un pic traiectoria. Și a spus: coruri bune sunt multe. Don't try that. Nu încercați asta. Coruri foarte bune sunt multe, dar coruri care să trăiască ce cântă mai puțin. Wow. Și ne-a marcat, ne-a impactat, să zic așa, în termenii importați. Dar chiar ne-a marcat lucrul ăsta și ne-am propus și ne-am dorit. Ne-am dorit să înțelegem ce cântăm și să trăim ce cântăm. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu niște coriști cu inima sinceră pentru Domnul. Și ne-am bucurat de fiecare dată că au fost deschiși coriștii și cu inima plină de pasiune să-L vestească pe Domnul. De acolo vine și denumirea evanghelic. Ne-am dorit să evanghelizăm mai mult decât orice, adică să fim o lumină pentru cei din jur. Evanghelic nu are legătură cu denominația din care facem parte, ci are legătură cu dorința de evanghelizare și cu dorința de a ajunge cu Evanghelia la semeni.
Pe unde ați concertat în toți anii ăștia? Am concertat în București, în multe săli, din București, și am început să concertăm în săli publice, mai mult decât în biserici evanghelice, dar sigur și în biserici tradiționale, cum Biserica Luterană, dar am fost în teatre, în săli de filarmonică, București, Ploiești, Constanța, Pitești, Cluj și Oradea și da, unde am fost invitați, unde am fost chemați, am mers. Și pe lângă aceste concerte, pasiunea noastră în fiecare duminică era să mergem la spitalele din București. Și în spital, duminica între serviciile de biserică, mergeam și cântam pe coridoare. Și au fost niște experiențe de neuitat acei ani. Au fost mulți ani. Povestește-ne o experiență. Da. A fost o experiență și grea pentru noi, dar ne-am dat seama ce e importantă misiunea noastră. La un moment dat, un spital în zona universității, am fost pe coridor cântând și a ieșit la un moment dat o asistentă și ne-a rugat să cântăm mai încet. Tocmai decedase o pacientă într-un salon lângă. Și ne-am dat seama că de importanța ceea ce facem, de miza care este în lucrarea pe care o facem, și am bucurat mulți oameni, sunt sigur. Nu toți reușeam să intrăm în saloane să vorbim sau să dăm o portocală sau o literatură creștină, dar cei care le dădeau, eu stăteam mai mult cu grupul să cântăm și așa, cei care intrau în saloane erau prieteni ai corului, nu neapărat coriști care cântau, ne-au povestit despre mărturiile acestor oameni. Mulți oameni care cu lacrimi au mulțumit și da, credem că au fost impactați, au fost transformați de Domnul. Am avut chiar parte de oameni care au spus: cunosc pe cineva pocăit, am o rudă în tare loc sau și cumva s-a trezit în ei ceva. Și de Crăciun și de Paște, dar mai mult sau mai puțin cam toate duminicile eram acolo. Uite, să știi că n-am mai auzit despre niciun cor care să concerteze în spitale. Da, a fost o perioadă foarte deschisă la asta și la un moment dat s-au pus niște limite și n-am mai putut avea acces așa, trebuia să depunem cerere pentru fiecare duminică și încet, încet s-au năsprit aceste condiții. Dar încă sunt locuri în care ar fi binevenită o asemenea intervenție și sigur de sărbători și așa. Au fost și provocări în toți anii ăștia? Eu știu cât sunt. În anul 2000 am ajuns în București și am început să lucrez eu cu corul. Deci, iată, 20 dar, ceva de ani. Da, da. Au fost și provocări? Provocări, da. Nu putem spune că am fost lipsiți. Una dintre ele a fost aceea că n-am mai putut repeta în biserică și în schimb am găsit deschidere la Asociația Națională a Corurilor din România și la Corul Preludiu și am repetat în sala dumnealor, pur și simplu ne-au pus-o la dispoziție. A fost un gest extraordinar din partea dirijorului de atunci, Voică Enăchescu, care era și președintele asociației, și acolo am repetat 3 ani, cred că 3 ani am repetat în fiecare sâmbătă. Ne întâlneam și repetam acolo, la aparatul culturii. Și o altă provocare a fost, sigur, am avut și momentele noastre în care nu tot a fost roz, în care au apărut tensiuni și nu întotdeauna am știut cum să le gestionăm, nici eu, nici ceilalți din cor. Domnul a trecut și prin situații dureroase, dar îi mulțumim lui că le-a restaurat și slavă lui că după câțiva ani am reușit să trecem peste ele și asta se întâmpla, să spunem, undeva între 2005-2008 și Domnul ne-a ajutat să reluăm legăturile. Niște coriști care trăiesc Evanghelia, nu? Așa ne dorim, așa ne dorim și așa am văzut în mulți dintre ei, au fost un exemplu mulți dintre ei pentru mine chiar. Știu că la un moment dat ați scos un album, Nicolae Moldoveanu. Cei mai mulți dintre voi, tineri,
A fost o alegere neobișnuită să mergeți spre trecut, nu spre viitor, să zic așa, cu repertoriul. De ce l-ați ales pe Nicolae Moldovean? Cum a început proiectul acestui album? Prin anul 2009, cred că am fost... Atunci am reluat legăturile cu coriștii și am început să facem repetiții din nou și să... am acceptat între timp în cor, fără să fim noi acolo, fără să fiu eu, au venit și alți tineri, fără să fi fost neapărat ascultați, să fi știut dacă au potențial sau dacă pot cânta. Fiind cor de biserică, fiind cor care aparține bisericii din Bisericii Evanghelice Române, numărul 1, noi am dorit să fim întotdeauna subordonați bisericii și asta ne-am dorit dintotdeauna. După niște ani s-a întâmplat, atunci am spus nu vrem să scoatem pe nimeni din ecuație, adică toți vrem să fie implicați, chiar dacă nu reușesc unul sau doi dintre ei să ia tonul cum trebuie. Și mulțumim Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu oameni care s-au adaptat. Deci acești oameni efectiv s-au adaptat, dar cu mare reținere am participat la un simpozion Nicolae Moldoveanu. Am fost invitați acolo în 2009 de către Titi Demian, un promotor al muzicii fratelui Moldoveanu și cel care a făcut aceste simpozioane, a organizat la Sibiu, în care veneau artiști din țară și cântau sub diverse forme, aranjamente, formații diferite, corale, orchestrale și așa mai departe. Și ne-am dus cu inima strânsă cât un public. Prima dată când am ieșit și noi în public după un timp de pauză foarte lung și cu oameni noi, o parte dintre o garnitură mai nouă, și reacția a fost copleșitoare pentru noi. Oamenii s-au uitat la noi și exact cum spui, tineri, măi, dar ați cântat așa, minunat, și au mulțumit Domnului pentru noi. Noi ne-am dat seama că e lucrarea Domnului aici și că numai El face lucruri din astea și răscumpără ce e slab și ce e mic și neajutorat. Am participat 2 sau 3 ani și astfel am acumulat repertoriu. Pentru că trebuia să și aranjez piese pentru asta, nu puteam să cânt și nu vreau să cântăm așa, oricum, simplu patru voci, ci am dorit să facem niște aranjamente. Și atunci asta ne-a provocat să ne acumulăm un repertoriu. Am participat 3 ani la rând și... Și așa a ieșit un album. A apărut viziunea cu albumul. A fost și aici de povestit mai mult, dar... Dar tu nu mi-ai răspuns la întrebare. De ce Moldoveanu? Ați găsit voi o bogăție în piesele dânsului? Experiența lui din închisori a dat mai multă profunzime? Profunzimea asta a existat din totdeauna în ce ne privește. Noi am cântat Moldoveanu și fără să fim invitați la simpozion. Și am cântat în biserică mult Moldoveanu și aveam cântări pe care cântam la spital, cu strigăte de bucurie sau... alte cântări, laudă ție începutul a toate, și cântări de suferință și așa mai departe. Deci aveam cântări compuse de Moldoveanu și le cântam. Acum a fost doar o încurajare să participăm la acest simpozion unde se cânta Moldoveanu și atunci am spus luăm din acest repertoriu. Într-adevăr sunt lucrări foarte profunde, născute în suferință, cum spuneai, și sunt... și într-o relație profundă cu Dumnezeu. Și asta se vede în text, se vede în profunzimea lor. Crezi că tinerii din ziua de astăzi mai sunt atrași de muzica corală? Și cum faceți voi, corul evanghelic, să îi apropiați pe tineri și de muzica asta mai complexă decât ce se ascultă în mod obișnuit? Da. E interesant cum se mișcă trendurile și cum se mișcă lucrurile. Există o dinamică și oamenii încearcă anumite lucruri, li se promite succes într-o anumită rețetă, ba o formație care să cânte în față, ba un cor, ba o persoană, ba... Și lucrurile astea cumva se întrepătrund. Sunt biserici care, după ce au testat conducerea unei formații muzicale din față, unui band, să zicem, sau unei echipe, spun, vrem să avem un cor și vrem să începem să cântăm și cu un cor în biserică. Deci, cumva lucrurile
sunt în mișcare și eu aștept să văd ce face Domnul în perioada următoare, pentru că există experiențe extraordinare, lucruri pe care le-au experimentat oameni care au cântat și care cântă în coruri. Tineri care n-au cântat niciodată în cor și care, având parte de un cor și reușind să găsească un cor, că nu e ușor să găsești un cor, datorită faptului că nu avem nici dirijori suficienți în țară, oamenii descoperă ce frumuseți sunt acolo. Și există acea categorie de tânăr corist incurabil. Pasionat și atins efectiv de microb. Au fost niște proiecte muzicale în România cu coruri imense de tineri, da. Și da. Există o fascinație, cred că ține și de repertoriu și să nu rămâi în zona, nu știu, madrigal sau așa, și să actualizezi, să te duci, nu știu, spre să ne amintim de corurile gospel din state, nu? Cât da. De pline de viață sunt. Da, da, da. Și contează foarte mult modul de abordare al dirijorilor și cum abordează textul, cum abordează muzica din perspectiva semnificației. Au fost ateliere corale cu iubilate la Suceava. 600 de coriști într-o întâlnire, de exemplu. Sau anul trecut oratoriul Haydn pentru prima dată în limba, oratoriul Creațiunea de Haydn pentru prima dată în limba română, în trei concerte mari, Cluj, Timișoara și Târgu Mureș, organizat tot prin iubilate, cu 120 și ceva de coriști, aproape 130 de coriști din toată țara, și sunt cei mai mulți tineri și oratoriul ăsta nu e ușor, deci e o lucrare grea. Gândesc că îți trebuie ceva cultură muzicală să înțelegi, să guști o muzică mai complexă. Se gustă și din mers, și am văzut lucrul ăsta foarte des. Oameni care n-au știut cu ce se mănâncă efectiv lucrarea corală sau unde să urmărească pe portativ pe care din ele și care condiță în sus sau în jos, și totuși lucrurile au prins foarte mult la ei. Și asta, repet, pentru că cineva a știut să le explice ca dirijor, să le arate din față cum ar trebui sau să le dea imagini de potrivite care să facă să se îndrăgostească de muzica aia. Tu ca dirijor de cor, de orchestră, asculți și alte genuri muzicale? Da, decât cele pentru cor și orchestră. Uh-huh. Da. Ce mai asculți? Ascult formații de mai multe feluri. Ascult inclusiv formații moderne de muzică creștină și încerc să filtrez cât pot, să filtrez și să am niște filtre pe care le-am primit, cred că, deci în primul rând bazat pe scriptură și în al doilea rând pe experiență, să zic așa, sau de-a lungul timpului le-am acumulat, nu neapărat ca experiență, dar îmi place mult să ascult și mă duc în zona de conținut și de mult de sens. Caut să văd sensul, originalitatea, cât de artistic se exprimă cineva și cât de poate clar. Caut să am mai multe filtre. Deci, în primul rând, să fie o muzică informată. Când spun o muzică informată, spun cineva care a scris-o și care a ținut cont de contextul muzical de până la el. Adică vreau să știu că persoana respectivă ține cont de ce scriu și alții, ține cont de ce s-a scris înainte de el și are o idee că muzica nu a început odată cu el și sunt niște sute de ani, poate mii de ani, nu, de muzică, în care trebuie să răscolim, să ne uităm un pic, să vedem ce au descoperit oamenii ăștia. Nu suntem noi care am descoperit gaura la macaroană și nici cele trei acorduri care se folosesc azi. Deci, dorim să adică cel puțin asta e unul dintre lucrurile pe care le caut, să văd ce punte face omul ăsta între lucruri. E ceva rupt de ce a fost sau e ceva care se integrează? Vezi, exact asta înseamnă educație muzicală. Să știți ce a fost și da, în spate. Da, contează foarte mult. Contează foarte mult să ai
să înțelegi cât de cât niște lucruri. Nu trebuie să fii expert, dar poți să pricepi. Și apropo de coriști, coriștii odată veniți la cor au acces la o lume foarte interesantă și lumea aia nu se rezumă la ce cuvânt e și ce notă e, și ce, ci la mult mai mult de atât. Și multe principii muzicale care se învață în cor. E foarte, foarte bun mijloc. Corul, un mijloc de educare muzicală. Extraordinar. Așa este și, într-adevăr, mulți din generația tânără sunt privați de genul ăsta de experiență pe care poate noi, generația dinainte, am avut. Da, dar nu e o cauză pierdută. Eu cred că vor apărea din ce în ce mai multe coruri și pentru bucuria de a cânta, nu neapărat pentru un show sau pentru un spectacol, ci pur și simplu din bucuria de a cânta și de a da și altora ce am înțeles eu. E o bucurie mare, că atunci când primești ceva să dai și la altul. Și bucuria cea mai mare a coriștilor, aș zice. Poate sunt egoist, dar... Emanuel, ești printre tineri. Ești acolo în mijlocul lucrării muzicale din Oradea. Care sunt trendurile în ce privește stilurile de muzică care se ascultă? Și tu, ca muzician, cum poți să îi ajuți pe tineri să filtreze între muzica bună și muzica mai puțin bună? Asta ne dorim, să echipăm pe studenți mai degrabă cu filtre decât să le dăm rețete. Asta e bună, asta nu e bună, asta ascultă, asta nu ascultă, asta pune în biserică, asta nu pune în biserică, dar încercăm să lucrăm la principii. Acum, evident, trendurile cred că sunt destul de evidente în bisericile din România și încercăm să îi dotăm pe studenți cu un spirit critic constructiv, dar cu dorința de a discerne și cu dorința de a decide ei înșiși ce e bine și ce nu. Unul din principiile pe care îl cultivăm în ei este exact acesta. Cum combin ceea ce înveți în școala asta, a noastră, cu realitatea din biserica ta? Cum se văd lucrurile astea împreună? Tu ai venit aici să studiezi muzică, ai venit să îți construiești abilitățile muzicale. Cum îmbini tu, cum integrezi în biserica ta aceste lucruri? Dacă aici înveți, noi avem, sigur că da, prin natura lucrurilor, intrăm mult în zona clasică, ceea ce numim clasic și care, de fapt, să spunem, ține de ce s-a compus până astăzi și ține de o anumită ordine tonală și așa mai departe. Și muzica corală este tot parte din programul lor, deci au acces la asta. Dar pe lângă asta ei fac compoziție, de exemplu, deci învață să scrie muzică și, sigur, nu se limitează la niște reguli stricte, ci încurajăm să fie și original și să... Una dintre valorile muzicii bune, să spunem, este și originalitatea, bineînțeles. Dincolo de trenduri, da, încercăm să le dăm aceste filtre. Studenții sunt oarecum la vârsta explorărilor, a încercărilor, a căutărilor și în special studenții de la muzică, dacă e să luăm așa. E foarte interesant că o parte din ei, odată ajungi la facultate, au surpriza să descopere că stau pe o bogăție de frumuseți în muzica scrisă înainte de noi. De anii 1950, să zicem. Și avem bucuria să le citim, încântarea, surpriza, să descopere un compozitor, să descopere, wow, ce repertoriu extraordinar sau ce... Și asta, bineînțeles, că vine și cu înțelegerea muzicii. Dacă înțelegi ce se întâmplă acolo în muzică, înțelegi despre asta. Ca problemă de stil, sunt cunoscute stilurile, dar trendul l-aș vedea ca pe unul înspre a atrage, înspre ce este atractiv, înspre, am putea denumi generic și fără să, nu știu, fără să mă judecați, comercial. Din păcate, pragmatismul ne omoară slujirea.
Și deci, crezi că muzica care se cântă acum este mult mai simplă, nu? Ziceai ceva de trei acorduri. Da, dar nu e simplă. Nu este o muzică simplă. Pentru cine o face bine și cine știe să o facă bine, este o muzică complexă și care necesită anumite skill-uri și anumite tehnologie și un know-how foarte bun. Și, sigur, o cultură în zona respectivă. Nu e ușor să cânți nici modern, nu e ușor să cânți nici pop, nici worship, nu e ușor să obții acel sunet. Pentru că este o căutare după un anumit tip de sunet care necesită de multe ori antifonare. Nu mai avem preocuparea pentru acustica sălii în sensul rezonanței, ci, dimpotrivă, cât mai neutră. Asta este o tendință în biserici. Și asta afectează și muzica și poate datorită muzicii. Cumva se influențează reciproc, dar și datorită muzicii care este upfront, este cu microfonul aici, este o muzică pop, are nevoie de acea acustică. Dacă e să cânți cu cor într-o acustică din asta, ești destul de pierdut. Din păcate. Deci există trenduri și le vedem. Iar acoperirea geamurilor ține tot de și de lumină, dar ține și de sunet, pentru că geamurile nu sunt așa prietenoase cu sunetul. Dar sunt trenduri legate de stiluri, deci lucrurile sunt într-un conglomerat pe care l-aș numi cultură în general, deci se adună mai multe. Cultura pop, nu? Da. Cred că asta da. Predomină. Da. Emi, în încheiere aș vrea să ne dai câteva tips and tricks despre cum să ne cultivăm gusturile muzicale. Cred că unul dintre lucrurile cele mai simple pe care le putem face e să cântăm în familie. Să cântăm cât mai mult. Noi cu copiii să învățăm să cânte. Tineri, adulți, copii, să putem cânta cât mai mult. E primul și cel mai important lucru, pentru că ăsta ne creează și ne menține un auz muzical bun, dincolo de a asculta. Și sigur că pentru a putea să-ți cultivi să ai o cultură muzicală, trebuie să asculți multă muzică. Acum avem pe YouTube absolut tot ce dorim, mai puțin filtre. Și e greu să spun, să dau o rețetă sau să merg spre ceva, spre vreun site care ne poate indica ce să ascultăm și ce nu. Poate e greu să încep cu Bach, deși el e tatăl, să zic, părintele cam a tuturor compozitorilor clasici, romantici, moderni. Dar pot să încep cu ceva care ți-e aproape, nu știu. Sunt foarte multe formații bune de muzică bună. Nu aș defini pe un anumit stil de muzică, dar cumva își are rădăcina într-o istorie a muzicii și dacă începi să asculți ceva din ce au compus alții înainte de noi, începi încet să vezi valorile de acolo. Da, și chiar dacă personalitatea ta poate este construită într-un anumit fel, poate ești mai dinamic și preferi muzica mai dinamică, cred că e bine să ai o idee despre toate. Da, sigur că da. Și o muzică, în general, muzica clasică se adresează și rațiunii, pentru că sunt multe construcții extraordinare acolo, pe care n-ai cum să le observi în momentul ăla, ci doar ascultând poate 3 minute, să-ți dai seama, asta se repetă, aici revine tema, asta e tot ce a fost la început, revine, dar uite că e diferit, nu e așa, idee care persistă, ideea aia trebuie să spună ceva. Imitațiile și dialogurile și e ca o comunicare, ca un mijloc de comunicare, deci pe care ei l-au folosit cu multă atenție când au scris. N-au scris nici cu viteză, n-au scris nici ca să... De multe ori, premierele lor n-au fost primite bine și muzica lor a fost descoperită peste nu știu cât timp și apreciată. Bach a fost uitat mulți ani, a fost descoperit abia în romantism la valoarea lui. Dar revenind la ce ponturi aș putea să vă mai dau, cântați într-un grup instrumental,
sau cântați într-un cor. Cântăm, să cântăm cât mai mult în formațiile astea, astea ne dezvoltă mult și pe lângă alții. Nu e ceva ce ne vizează direct și personal, e un grup în care putem încet încet să creștem și putem să cunoaștem și alte lumi care nu ne sunt acum accesibile. Mi-a fost o bucurie să stăm de vorbă. Mi se pare că trebuia să mai vorbim vreo oră așa și să vii și cu un playlist, să stăm de vorbă, să ne explici așa cum ai încercat așa spre final să o faci. Adică să avem o discuție mult mai aplicată pe muzică. Da, e foarte greu să dăm, să dăm niște puncte, asta e bună, asta nu e bună, sau niște filtre mai degrabă, de astea avem nevoie. Da. Mulțumesc tare mult pentru prezența ta aici și Dumnezeu să te călăuzească în toate proiectele muzicale pe care le ai în față și mulțumim să te folosească și în relația cu studenții tăi, pentru că și ei și noi toți avem nevoie de educație muzicală. Amin. Mulțumesc și ție că ne-ai urmărit. Sper că discuția ți-a fost de folos și că vei deveni un ascultător de muzică mai asumat și mai competent.